Puterea transformatoare a Duhului Sfânt. Dumnezeu v-a dat și Duhul Său cel Sfânt. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 8. Când puterea Duhului Sfânt este prețuită și simțită în inimă, euul va fi manifestat mai puțin și sentimentul frățietății umane va fi descoperit cu mult mai mult. Puterea noastră nu este să ne manifestăm euul, ci să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze în noi. În acest fel, bărbații și femeile care se auto-înșală pot fi salvați de la amăgire. Toți, mari sau mici, dacă sunt neconvertiți, se află pe același teren. Ei pot trece de la o doctrină la alta. Aceasta s-a mai întâmplat și se va mai întâmpla. Totuși, ei nu știu deloc ce înseamnă cuvintele "Vă voi da o inimă nouă". Acceptarea unor teorii noi și alipirea de o biserică nu aduc nimănui o viață nouă, chiar dacă biserica la care aderă este clădită pe temelia adevărată. Scrierea numelui sub crezul unei biserici nu are nicio valoare pentru nimeni dacă inima nu este schimbată în mod real. Problema aceasta este serioasă și trebuie să înțelegem pe deplin importanța ei. Oamenii pot fi membrii bisericii, pot lucra în aparență cu seriozitate, îndeplinind o serie de datorii de la an la an, dar pot fi neconvertiți. Însă, când adevărul este primit ca adevăr cu inima, el a trecut prin conștiință și a luat sufletul în stăpânire cu principiile lui curate. El este așezat în inimă de Duhul Sfânt, care îi descoperă minții frumusețea lui pentru ca puterea lui transformatoare să se poată vedea în caracter. Odată ce am avut privilegiul să primim marele adevăr, ar trebui și sub puterea Duhului Sfânt putem să devenim canale vii de lumină. Atunci vom putea să ne apropiem de tronul Harului și văzând curcubeul făgăduinței, putem îngenunchea cu inimile smerite și putem căuta împărăția cerului cu o înflăcărare spirituală care va aduce propriile roade. O vom lua cu năvală, la fel ca Iacov. Atunci, solia noastră va fi puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Cererile noastre vor fi pline de seriozitate, pline de simțământul marii noastre nevoi și nu vom fi refuzați. Adevărul ar trebui manifestat în viață și în caracter și prin buzele atinse de cărbuni aprinși de pe altarul lui Dumnezeu. Când vom avea această experiență, vom fi eliberați de euul nostru sărman și fără valoare, pe care l-am prețuit atât de mult. Ne vom goli inima de puterea distrugătoare a egoismului și vom fi plini de laudă și de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Îl vom preamări pe Domnul, Dumnezeul oricărui har, acționând ca niște seceri ascuțite în holdă. Dumnezeu îi cheamă pe copiii săi să-L descopere altora. Amin.